Salutare lume, bine ați revenit la un nou videoclip cu cea mai pescuite prin piața de vechituri. Ceva mai slăbuț în ultima perioadă, dar nici vremea nu a fost foarte ok. Cred că am luat mai mult să fie ceva, să nu vin cu ghiozdanul gol acasă. Dar sunt câteva chestii care le-am primit. Făcut un schimb. Caseta asta cu Casa Loco. Am primit-o, primul album de la Criss Cross. Am înțepenit caseta. Chiar mai multe casete, un CD cu muzică, mai mult muzică, CD-uri. Astea nici nu mai știu dacă le-am arătat sau nu, dar astea le-am luat din Târgu Mureș când am fost, cred că am uitat să vi le arăt. Ceva albume de rap german de la Sido. A fost 5 lei. Casete. Am spus că am luat să nu vin cu ghiozdanul gol. Spiritus Sanctus de la Cargo, casetă originală, arată destul de bine. Așa, un păvăluc de ăsta, de fapt două, volumul 1 și volumul 2, știri din copilărie, setate au fost câte 5 lei. Caseta asta cu varză de alegurii, care e varză, că nu e caseta care trebuie și nu am observat. E Luna Amară, albumul de la Luna Amară, dar nu, asta e. Și atât m-am uitat la caseta asta și n-am văzut că nu e ce trebuie. Tot 5 lei. Divertis. Cine râde la urnă, umor de campanie. Cât e perioada de campanie, tot 5 lei. Am mai luat un controller de PlayStation 1. Poate am noroc și e funcțional. Poate. Asta a fost 20 de lei. Așa. Efectiv nu am găsit foarte multe chestii sau ce am găsit. Da, mi-au cerut prea mult pe ele. Și nu mi ies din buget când nu trebuie și pe ce nu trebuie. Și am mai luat, asta e ultima chestie, consola asta, Sega Mega Drive-ul ăsta. Îi, să-l mut așa, îi ediția aia nouă cu jocuri în memorie. Dar am luat numai chiar consola, controllerul ăsta e ceva aftermarket, care l-am luat mai de mult. Un adaptor am eu de ăsta universal, cablu AV de pe aici de prin cameră. Mă, pe consola asta am dat 25 de lei. Așa se îndrept camera. După cum vedeți, are jocuri în memorie, merge ok. Nu știu exact cât a fost una de asta când a apărut. Am văzut ceva de genul pe eBay la 30 de dolari completă. Am spus a fost 25 de lei. Sunt curios dacă merge și cu casete de alea alte care nu sunt originale. Chuck D. Head. Ia să vedem cu ce e jocul ăsta. Uite mă, că i-a venit capul. No.
Nu știu ce s-a întâmplat. Nu. Apăs eu pe ce nu trebuie. Hai mă, nu știam pe care să sare. Să-i dau un reset. Cam astea jocurile din memorie. Uite măcar și Mortal Kombat 3. About. Ia să vedem. Cam astea au fost toate achizițiile. Ia să vedem și cum se vede Mortal Kombat-ul. Spus că foarte multe nu am găsit. Da, e ok. Măcar am venit cu banii acasă. Ce jucător să alegem? Na bun, dau o luptă de asta, să-mi iau bătaie și închei și videoclipul. Urmăriți în continuare să vedeți cum o capăt. Mersi de vizionare și ne vedem în curând cu noi videouri. Salut!